Președinte Traian Băsescu, am văzut că v-ați retras aseară împreună. A, nu, am ieșit pe aceeași ușă. Ei. Nu că ne-am retras împreună. Dumnealui a luat-o la lift, la birou, eu am ieșit afară la mașină și am plecat. A părut că l-ați așteptat pe președinte. Nu. Nu, nu. Dar nu eram decât noi acolo, erau mulți oameni în salon. Dar era și cum? Poftim? Cu domnul Dâncu am mers la Cotroceni, cu domnul Dâncu am plecat. E prietenul meu și colegul meu de foarte mulți ani de zile. Ați fost singurul social-democrat care a fost la recepție? Nu, a fost și Robert Cazanciuc. Eu m-am dus acolo din partea guvernului. Recunosc că am nimerit într-o mulțime uriașă de băsiști. Am plecat și cu asta basta. Președintele a venit. N-am stat o oră jumătate, am stat cam o oră. Mă rog, a fost la Cotroceni, am vrut să mă asigur că până la urmă, domnul Traian Băsescu o să plece. N-am avut alte confidențe. N-avem ce confidențe să avem. Vă excuse, domnul Botta din partid, că ați făcut poză? Eu știu, să vedem.